Deși acest videoclip trebuia să apară de Black Friday, nu cred că timpul este pierdut, pentru că ideea mi se pare una foarte bună, chiar în clipul de astăzi v-am pregătit 10 cluburi mari din Europa și unii dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-au cumpărat la prețuri de Black Friday, adică foarte ieftin, ținând cont de valoarea lor actuală. Dar înainte de a începe, v-am rugat să apăsați pe butonul de like și abonare, pentru că nu aveți nevoie de reduceri pentru a face acest lucru, tot procesul fiind unul gratuit. Real Madrid este cunoscută pentru sumele uriașe de transfer pe care le-a cheltuit pe supervedete din lumea fotbalului, însă Galacticii se pot lăuda și cu mai multe transferuri extrem de bune și de ieftine, printre care îi enumerăm pe Valverde, Casemiro, Varane, Asensio și bijuteria coroanei Toni Kroos. Mijlocașul german în anul 2014 deja era unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, câștigând deja UEFA Champions League cu Bayern și campionatul mondial cu naționala Germaniei, iar Los Blancos au profitat de clauza sa de reziliere, cumpărându-l pe Kroos pentru doar 25 de milioane de euro. Neamțul încă este un fotbalist de bază al echipei, făcând parte din legendara echipă care a câștigat trofeu după trofeu. Barcelona a avut mare ghinion atunci când a cheltuit sume uriașe pe fotbaliști. Coutinho, Griezmann sau Dembélé sunt niște afaceri groaznice pentru clubul catalan, care mai mereu a creat fotbaliști din prima echipă în loc să cumpere pe sume mari. Însă extraterestrii au reușit și niște transferuri ceva mai ieftine care s-au dovedit cu adevărat eficiente, unul dintre acestea fiind marca Andre Ter Stegen. Portarul neamț de 29 de ani apără poarta Barcelonei din 2014 când a fost cumpărată de la Borussia Mönchengladbach pentru doar 12 milioane de euro, un preț extrem de bun pentru unul dintre cei mai buni și constanți portari ai planetei. Bayern München nu este doar o campioană a Germaniei, cât și o campioană a transferurilor, aceștia reușind mai multe transferuri pe banii foarte puțini, care s-au dovedit extrem de eficiente. Câteva exemple bune sunt Serge Gnabry sau Leon Goretzka, însă cel mai important transfer de acest gen credem că este Joshua Kimmich, cumpărat de la Stuttgart în anul 2015 pentru doar 8,5 milioane de euro. Kimmich a reușit să-l înlocuiască pe legendarul Philipp Lahm pe poziția de fundaș dreapta, iar acum, de când joacă ca și mijlocaș defensiv, Kimmich este unul dintre cei mai valoroși și inteligenți fotbaliști din lume, calitățile sale fiind fabuloase. În 2013, Atletico Madrid aducea un fundaș central de doar 18 ani de la clubul uruguaian Danubio, numit José María Jiménez, pe care au plătit puțin sub 1 milion de euro. Acesta a evoluat enorm de la sezon la sezon, devenind unul dintre cei mai buni fundași din Spania, chiar acum cota sa de piață este de mai bine de 60 de ori mai mare. Jiménez joacă de 8 ani la Atletico Madrid, fiind pe teren la marile performanțe ale echipei, aici referindu-ne la finalele pierdute de Liga Campionilor și titlul câștigat chiar anul trecut. Borussia Dortmund este o adevărată mașinărie de transferuri reușite. Sincer, nu mi-aduc aminte ultima dată când aceștia au dat greș cu un transfer al unui tânăr fotbalist. Haaland sau Marco Reus sunt două exemple excelente, însă transferul lui Jadon Sancho ne-a luat ochii, pentru că aceștia l-au transferat de la echipa mică a lui Manchester City pentru doar 8 milioane de euro, o sumă extrem de mică pentru un fotbalist care s-a adaptat imediat la echipă, devenind unul din liderii lui Dortmund. După 4 sezoane pe Iduna Park, englezul a fost cumpărat la 20 de ani de Manchester United pentru 85 de milioane de euro. Cel mai bun atacant din istoria vulpilor de la Leicester City, Jamie Vardy, a fost adus la echipă în anul 2012 pentru doar 1,2 milioane de euro, o sumă minusculă pentru un om care a adus titlul și atâta glorie în istoria echipei. 367 de meciuri a jucat englezul pentru Leicester, unde a marcat 254 de ori și a pasat decisiv de 62 de ori, fiind unul din marii atacanți din Premier League, care a ajuns și la naționala Angliei, pentru care a marcat de 7 ori în 26 de meciuri.
Și Chelsea este o echipă căruia îi place să cheltuiască sume mari de bani pentru aducerea de fotbaliști, însă nu este și cazul capitanului Cesar Azpilicueta, care a fost adus în 2012 de la Olympique Marseille pentru doar 9 milioane de euro. Acesta a fost o piesă importantă pentru albalbaștrii, care au câștigat de două ori campionatul în Anglia și UEFA Champions League. Deși are 32 de ani, acesta continuă să fie un fotbalist de bază pe Stamford Bridge, unde a jucat de-a lungul timpului pe fiecare poziție din apărarea lui Chelsea, fie că a fost fundaș central sau lateral. Unul din cei mai buni atacanți din Anglia, Dominic Calvert-Lewin, este un fotbalist care nouă ne place foarte tare, fiind foarte înalt, dar și rapid pentru dimensiunile sale, și deja a reușit să marcheze 56 de goluri pentru Caramele. Englezul de 24 de ani a fost cumpărat în 2016 de la Sheffield United pentru doar 1,8 milioane de euro, o sumă cu adevărat neînsemnată pentru o echipă din Anglia care are venituri uriașe. Doar 1,8 milioane de euro pentru un fotbalist care acum valorează pe Transfermarkt 45 de milioane este cu adevărat un preț de Black Friday. Și rivala de moarte a lui Everton, Liverpool, a reușit mai multe transferuri excepționale pe bani puțini, unul dintre acestea fiind Andrew Robertson, care a costat doar 9 milioane de euro în anul 2017. Scoțianul s-a adaptat imediat pe Anfield și a ajuns să fie unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume, reușind să triumfe atât în Anglia cât și în Europa cu Liverpool. Acum acesta are 27 de ani și este cotat la 65 de milioane de euro, așa că transferul său a fost o afacere extrem de profitabilă pentru cormoranii conduși de Jurgen Klopp. Încheiem acest video chiar cu PSG, campioana marilor transferuri. PSG este echipa care a cheltuit cei mai mulți bani în aducerea de fotbaliști. Aceștia au plătit pe Mbappé și Neymar aproape 400 de milioane de euro, însă de-a lungul timpului au reușit să facă afaceri bune și la prețuri mici, una din acestea fiind transferul lui Marco Verratti, care a costat doar 12 milioane de euro. Mijlocașul italian joacă de 9 sezoane în capitala Franței, fiind unul din fotbaliștii de bază a echipei, iar între timp cota sa a crescut exponențial, în 2019 ajungând chiar la 75 de milioane de euro, chiar acum, în 2021, valoarea sa este de 55 de milioane. Acesta a fost și clipul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butonul de like, abonare și share, iar pentru cei care doresc să ne ajute și mai mult pot deveni membri oficiali ai canalului. Salut!